Dar toată lumea sunt Andrei și sunt aici cu Bob. Salut, salut! Mămâi! Te să vedești pe el. Da, unde cu păi spune? Este la mine acasă. Exact. Și astăzi vreau să facem o serie de Minecraft. Cu ocazia că e Crăciunul și pentru a fost voi Crăciunul. A fost Crăciunul și cu ocazia asta că totuși mai avem un pic de Crăciun și a mai nins. Și aici e foarte multă zăpadă. Exact. Am zis să ne luăm o hartă și o textură de Crăciun. Și am luat o textură și o hartă. Harta și este textura sunt foarte ieftine. Dar vă recomand dacă vă cumpărați harta, vă luați-vă și textura, că altfel n-arată bine deloc. Într-un fel, este un mare... Nu mare mapa asta. Dacă cineva o are, ia toate chesturile, altcineva care își descarcă mapa sau și-o cumpără. Nu le are chiar pe toate. Nu le are toate, doar care nu le-a luat el. Și e cam aiurea aceasta, dar nu e problemă mare. Bun, astăzi vrem să facem o serie de Minecraft Survival pe mapa aceasta. Hai să mergem repede, să ne luăm niște paturi, că... Este o mapă foarte, foarte... nouă și sunt foarte multe case și zdă și mi se pare că eu așa am luat cu 20 de lei mapa și 10 lei textura doar pentru amuzament și pentru distracție, că pentru asta ni le-am luat, nu ca să dar acum pace. Poate să zicem că este mică, dar de fapt harta se împarte în 15 bucăți. Da. Este un loc cu minecart în care poți să mergi în insula de gheață, toate astea. O să mergem în episodul de astăzi, o să mergem acolo. Hai să mergem acum până la gheață, să ne culcăm acolo în iglu. În iglu? Hai. Hai, că amândoi suntem de la polul nord. Tu ești om de gheață, el e puiul de ren. Yay, puiul de ren. Și această serie va mai continua și vom mai avea și câțiva prieteni care să vor juca cu noi. Dacă vor. Și aici nu este un testa cu minecart, turi ca un fel de tren, cum să spun. Vedeți semnul de la tren? Dacă vă întrebați celălalt e painting. E foarte un dispozitiv foarte șmecher, nu știu cum l-a făcut băiatul ăsta care a făcut mapele și stau acolo și când apeși pe ăsta se închid după un moment dat. Vedeți? E foarte... Eu am sărit gardul direct. Bravo. Hai, n-ai minecart. Da, ne luăm câte două minecarturi pentru că cine știe câte... Mi-am pierde minecartul. O să ne punem uite aici și o să dăm raid. Și aici e foarte fain cum am făcut săgețile. Așteaptă-mă, bă. Deja am plecat. Okay. Uitați, asta e acadele, tot felul. O să vizităm astăzi tot, absolut tot o să vizităm. Prima dată mergem și ne culcăm în insula de gheață. Exact. Aici este peșterile glaciare. Oprește de acolo la peștera glaciară, că așa acolo mă opresc și eu. La peștera glaciară, stai să ajung. Aici sunt peșteri micuțe glaciare, cum să spun. Da, să vedeți ce fain e înăuntru. Da, să vedeți oamenii de zăpadă și tot felul. Cam... Uitați, renul. Este un ren. Este un ren gigant. La foarte dar cred că noi mergem în partea la grimele, mergem la orașul de lemn. Le arătăm și orașul de lemn. Asta este orașul de lemn. Tot frumos. Hai. Mai ales textura cu textura. Asta este foarte frumos. Asta. Am ajuns aici la stația de tren, cum așteaptă alții și aici este o biserică. Ne oprim aici. Aici este un bug foarte imens. Este un bloc din ăla micuț de zăpadă și ne încurcă să ne oprim. Hai. Da, ia-ți Minecraft-ul ca să spar blocul. Da. Blocul ăsta și cu blocul ăsta. Vedeți? Și, bă, dar ai văzut că linia e ruptă? Deci cred că e special să te oprești. Da, e special. Bun. Acum hai să mergem și la celălalt oraș. Hai să mergem la celălalt oraș, bun. Stai, așteaptă-mă, nu te porni încă. Hai că m-am activat. Nu încă. 3... 2, 1 și gata. Uite, bă, ce faci? Bine, facem telenulet într-un mod. Uitați, astea sunt copacii, oakwood, cu ciuperci, nu, cu tot felul. Da, ciuperci. Și ciuperci astea. Uitați renul. Acolo nu este un om de zăpadă. Uitați, un om de zăpadă. Dacă vreți, vă puteți lua și...
Voi care vă Acum uitați, intrăm în peștera glacială, am nu? intrat în peștera mare glaciară. Și aici noi o să ne oprim ca să ne culcăm pentru că nu vrem să întâlnim zombi și tot felul. Stai. Noi acum am pus pe easy ca să nu ne încurce, că suntem de-abia la început și... Și ca să vă putem și arăta harta un pic. La fix două paturi. Haide. Știu că doar mai fost și m-am uitat. Haide să dormim. De mușă care pe din nașpa. Avem și cadouri lângă noi. Avem cadouri și tot felul. Mi-o pușcat de la picior. Acum mai venim la celălalt oraș. Mergem la celălalt oraș. Ah, deci, da, nu o să vă vineți, credeți. Este lavă în epoca glaciară. Exact. Cineva, nu știu, s-a gândit așa mai isteț. Dacă vă întrebați ce sunt saliane, le pot spune ca decorațiuni și lumini. E adevărat. Sunt lumini sulla di gheață, cum vedeți. Și atingi foarte mare. Locurile care se acces sunt un fel de diamond. Ca un fel, arată, dar nu... Și Nu. acum o să mergem la casa mea preferată, o să ne oprim să vă arătăm. Uitați creeper-ul om de zăpadă și ăsta nia năsosul, villager-ul, acadele, tot felul. Cred că s-a chinuit foarte mult să facă mapa. Nu are cum să... Asta mi-a apărut ceva cu Smart Manager. Dar nu se apără pe mine, vreau să nu luați în seamă. Uitați, casa mea preferată. Nu are pereți. Oprește-te și ieși din Minecraft. Așa. Eu nu las mai să vină la tine. Uitați-vă. Deci aici e o casă așa care îmi place mie foarte mult și am vrut să ne mutăm, dar e păcat că aici n-are pereți și tot felul. Vreau să vă arăt ceva ascuns. E multă pe Hopa. liane. Un chest ascuns care e gol normal, normal, normal. Nu mai știu, era în gen pe colonia. Da. După aia să mergem în orașul nostru normal să le arătăm casa Stai să mai ascunsă. merge, că mai sunt. Știu cum mai sunt. Uite, și aici mi se pare... Ba nu, aici. Unde era? Aha, partea Uite, l-am cealaltă. găsit. Uite acolo, uite, dai Este să un vă chest arăt. gol. Uite, vedeți acolo? Este un chest acolo. Se gustó. Gol. Nu. Bună. Sunt acolo un chest. Yeah. Uai, Haideți ce să mergem. chestie șmecheră. Glitch. Un Haideți fel de glitch. să mergem. Puneți asta așa. Hai că pune-l așa că mi-l pun și eu. Dă-te. Oh, hopa, hopa, hopa! Ia, mi s-a mai tău. Da, pune-l, pa. Bă, mi s-a băgut aici, dă cu pumnul. Eeeh! Scuze, dar tot de cu pumnul. Spawnează Minecraft tu jos. Haide, mergem. Dai Minecraft, Minecraft mi-l lași în pace, da? Uitați, de aici e un sătuc micuț. Uitați, fraților, ce frumos sunt copaci. Aici Cel tot mai să ne felul... oprim. Oprește-te la sătuț. Dar deja am plecat. Aici este o piramidă, dar normal că nu este aproape nimic Ba, în da, ea. este în ea. Este în ea, dar la glitch-ul ăla. Tot ce este Ba, nu biserică. este glitch. Ai dat că toate câte am luat chesturile. Da, la trecută le-am luat, da. Exact, și acum nu le mai avem. Pentru Vezi? că am restartat cumva mapa, am cerut-o înapoi la developerii Minecraft-ului. Minecraft-ului. Să ne-o deie înapoi făcută, pentru că era un bug idiot de la ei și Yo, m-am tot găsit o cabană erau super șmecheră. așa căsele pe jumătate. Yo, Erau din felul sat, și chesturile le-am în luat. satul următor vi le arătăm și ne întorcem invers să ne oprim la o cabană, că am găsit o cabană Uitați, ascunsă în munți. acolo era Și din câte un țin eu minte, cadou. este un chest foarte fain în cabana aia. Uitați-vă. Este foarte faină textura asta și cred că ar merită 10 lei, că nu e mare problemă 10 lei. Te-ai oprit? Așa am ajuns la a doua stație, a doua linie trasă de tren și o să urmeze din nou cealaltă. O să vă Stai amândouă să mă... așteptăm. Stai să-mi iau mai ca unul dintre mai ca Uite. Haideți, hai aici, hai să vedeți. Stai pe și după aia ne întoarcem înapoi în partea altă țară, cabana ascunsă. Da, stai că să-mi aduc mai încolo să le mai arăt ce mai este pe aici. De unde ești? Stai că... Ah, uite, un bug idiot, ia fi atent. Unde ești? Ce să stia? Lemn. Lemn, lemn, dar răi, da.
Facem acum un pic geamuri, doar ca să intrăm să vă arătăm. Asta este un brăduț mai frumos. Și asta este asta. În episodul 2 o să vă arătăm cabana ascunsă de muscă. Am filmat deja 10 minute și spațiu ar fi cam greu de menținut, deci... V-am pupat! V-am pupat! Pa!